Ne aflăm la stadionul FC Botoșani pentru un nou meci în nou sezon al Superligii, primul meci acasă al FC Botoșani din nou sezon împotriva celor de la Petrolul Ploiești. Nu uitați să dați acolo un like, nebuneală, strângem 30 de like-uri, nu știu, să fii frumos, să vă abonați, comentariu, tot ce trebuie și hai cu meciul nebun. Să adună lumea aici pe stadion. Parcă o să fie câțiva suporteri în primul meci de acasă din sezonul ăsta. Start meci. Are acolo Petrolul Galerie, mai mare decât FC Botoșani. Jalete. Ocazie acolo foarte bună, șut! Oh! Avem acolo Budescu care pasează la băiat aici, șut, gol! Ce gol marchează! Wow, Gicu grozav! Gicu grozav marchează pentru Petrolul 1-0, minutul 15. Călăgie pe stadion! Ocazie acolo! Pentru Petrolul aici, îl vedem cum o să execute Budescu, normal. Bravo, 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 bravo! Bravo pe gran! Pauză cu municipalul 1-1, o marcat Gicu Grozav și Mihai Roman. O repriză nu foarte spectaculoasă, destul de echilibrată, dar am avut două goluri și asta e foarte bine. Revenim la repriza a doua. Am început partea a doua a meciului. Hai Botoșaniu, dă-le măcar două goluri să învingem. Oh! Bun! Șut! Aoleo! Aoleo! Cât de prost să fie! Ocazia acolo la prinde Began. Gol Petrolul. Gicu Grozav face dubla, din păcate n-am fost atent, adică am văzut golul, dar n-am fost atent să filmez. Minutul cred că e 90+2, 90+3. Mai sunt câteva minute, sunt la 9 minute de prelungire. Hai Botoșani, regalează, măcar că-i jale dacă nu luăm nici aici un punct. Se verifică cam mult golul ăsta, poate să fie anulat. Ar fi bine pentru Botoșani să fie anulat, pentru că e cam jale, două etape, 0 puncte, nu-i bine. Offside, offside, te bucurăm acum. Și cei care au plecat acasă să se ducă la gară. Să ducă la gară cei care pleacă acasă. Lovitură liberă periculoasă pentru Petrolul Ploiești. Bravo Began. Simulare. Simulare, n-ai cum. Mi s-a părut simulare, dar se dă penalt. Să vedem acum la VAR dacă e așa cum spun sau nu. Pare că se bate și cu Grozavi din nou față în față cu dubla după ce a fost anulat golul 2. Hai Began, apără-o. Oh, gama! Am înșelat cu simularea, dar măcar o arătat aici Gicu Grozav penaltiu. Are mult noroc Botoșani să mă bată, mama. Final de meci, 1-1. Suporterii nemulțumiți de arbitraj. Acum nu știu ce să spun, nu mi s-a părut ceva incorrect neapărat. Nu uitați de like, subscribe și ne auzăm la următorul vlog. Pa, pa!